cu trei fete în casă, niciodată nu ai suficiente oglinzi. Și pe alea pe care le ai, fie sunt prea mici, prea mari, prea înguste, prea departe, prea aproape, prea întuneric acolo unde este poziționată oglinda, așa că astăzi, împreună cu Ela, fiind duminică, Eva este cu bunicii, iar Eliza doarme, ne apucăm să montăm niște oglinzi noi. Pentru că am găsit așa ceva, le găsiți și voi în descriere, sunt niște hexagoane pe care le lipești. Sunt în pachete de câte 12 bucăți, au autoadeziv pe spate, au o folie de protecție pe față, nu sunt așa de mate, chiar o să vă arăt, sunt oglindă. Și cred că sunt cel mai ușor de montat, pentru că noi nu prea mai avem pereți sau spații libere unde să montăm o oglindă clasică, așa că am găsit un loc foarte frumos și luminat la noi, pe casa scării, unde avem un perete alb și gol, vi-l arăt imediat, unde o să încercăm să lipim astea. În ce model și în ce formă vedem pe parcurs, iar dacă o să mai fie nevoie, ceea ce e frumos la hexagoanele astea e că poți să te duci și să mai cumperi și să faci oglinda cât de mare vrei tu. Hai să vă arăt unde le montăm. Aici este locul, fix la plecare, unde ai nevoie de o oglindă în care să te vezi și să te pozezi. Așterse la puțin peretele pentru că e nevoie de un perete curat. Și imediat ne apucăm să le și lipim. Cum ești, Ela? Ne apucăm? Hai să-i dăm drumul. Gata, suntem. Am montat și telefonul acolo în spate pentru că se face TikTok sau Reel sau nu știu ce vrea Ela să posteze. Cred că amândouă. Amândouă. Și Reel, da. Și un timelapse eventual când le montăm aici. O să avem nevoie de mâini și nu o să filmești cu camera asta din ce le punem. Dar uite așa arată. O bucată. Pe spate are lipiciul ăsta pe care o să-l dezlipim și o să ne apucăm de undeva din mijloc și în funcție de cum ne place poziționarea ne ducem în jos sau în sus. Pentru că aici suntem pe niște trepte și noi o să vrem undeva gen mai de sus să ne vedem pe peretele din față, așa că... Și când spune noi se referă mai mult la ea. Sunteți pregătiți? Ta-da! Și acum vine partea aia mișto de ASMR în care o să dezlipim așa fiecare folie de pe oglindă. Eu cred că ne place și cred că o să mai cumpărăm și o să mai punem. O să umplem casa. Că o să facem casa scării. Și am impresia că o să umplem. O să umplem casa scării de oglindă. Da. Dezlipim prima din asta? Pentru că mai este și forma aia în formă de pătrat. Ia uzi. Ce frumos se aude, ce frumos se vede. What? Bă, nu le-ai păstrat și pentru vlogul dezlipire din aia, dar vă pun niște cadre aici de pe telefon să vedeți. Arată foarte, foarte drăguț. Nu prea e de poze pentru că peretele nefiind perfect drept și nu cred că există perete perfect drept, ele se ondulează un pic și din cauza asta deformează la fel de un pic. Dar când fie aproape, de aproape e ok. Și de aproape e ok și e mișto și să te vezi. Asta nu și mai de departe așa merge de o pozică. Doar că dacă aveți pereți mai drept decât noi, o să vă iasă mai bine. Sau dacă le puneți pe ceva mobilă. Nu? Pe mobilă da, cred că se vede clar. Top. Dar oricum e super de efect. Și o să mă dau mai în spate așa să vedeți cu totul cum arată. Nice! Și cred că o să ne ducem așa un pic și pe aici. Să-i dăm și niște formă din aia mai... nu... dreaptă, înțelegi? Mai random așa un pic, cred că se vede drăguț pe peretele ăsta. Da. Ca și când s-a spart și vin așa bucățele din ce în ce mai puține până aici în sus, așa. 6 acolo, 3 acolo. Un fel de comet așa care a lăsat în urmă o codiță. Bravo, foarte mândru de treaba noastră de duminică, bate palma. Yo, bang! Acum hai să facem curat cu ce am făcut aici jos. Ia uite, acum reorganizează total aici toată scara. A mutat flori, a mutat statuete, să-și facă cornerul. Trebuie să-i modific și aici sus, să schimb becurile alea două, pentru că momentan merge unul singur și e galben. Trebuie să punem două becuri cu lumină rece. Dar cel mai... era să mă duc pe scări. Cel mai important e că avem lumina aia naturală de acolo. Mulțumită? Exact. Foarte bun.
V-am zis eu. Dacă ai fete în casă, pune-le oglinzi. Dulceața! S-a trezit Dulceața. Ce-i acolo? Ai observat-o? Da, o oglindă. Îți place? Coboară un pic mai jos ca să poți să te uiți în ea. Haide, poate n-a. Ia, mai jos, mai jos. Acolo. Te vezi? Da. E bună! Bună! Unde mergem? La loc de joacă. Și am pornit în formulă de 3. Unde vrea Eliza? Ați auzit și voi. La locul de joacă. Bă, da, mai bine decât mă așteptam afară. Faptul că e norat, așa mă așteptam să fie mai frig și bate vântul, că mă uit la copaci, așa, ăsta e tipsul. Când vreau să ies din casă, mă uit la copaci să văd cât de tare bate vântul. Tu cam vinut slăbuț. Mi-e cald. Da, ți-ai luat aici. Mi-am luat. Ăsta micu are și el? Da, are și el. Eu mi-am băgat direct training-ul pe mine. Deja sunt răcit și nu vreau să răcesc și mai tare. Nu m-a lăsat, nu mi-a trecut. M-a luat din nou cu nas, cu muci, cu strănutat, cu nas înfundat, de-abia mai respir. Dar asta nu mă oprește să ies cu drăguțele astea la plimbărică. Eva-i cu bunicu. Nu ratează nici a plimbarea pe ziua de azi. Clasica oprire la Starbucks. Ce ai vreo, un băț? Un băț. Ba nu, e un cuțit. Un cuțit? Dar tai tort. Aha, tort, dar cred că mă tai pe mine. Ia, pregătiți băluța aia să curgă un pic așa. Nu vreți să știți cum miroase. Abia aștept să mușc din el. Chiar vorbeam cu ela când era Cinnabon în România. Nu exista să mă duc în mall să nu-mi iau un cinnamon roll din ăla cu scorțișoară, preferatul meu. Nu știu cum de nu l-am văzut până acum la Starbucks. Îl aveau? Sau e, da? Nu l-am observat. De mult timp, dar ne-am mai luat. Ajungi? Poftim. Pântă de fa? Da. Dacă n-ați mai văzut înghețată la cornet, da, cu linguriță. E bună? Ia să vedem. Cu ce aromă ți-ai luat? Wow! Bubblegum! Bubblegum! Fiecare cu ce-i place. Eu cinnamon roll, ea înghețată. Hai înapoi în ăsta să mergem. Uite cine-i mănâncă înghețata, uite! Îi mănâncă înghețata! M-a trimis după șervețele ca să-i mănânce înghețata, las că știu eu. De fapt e o mămică bună care nu vrea să se murdărească fetița ei, că-i curge pe ea. Și la pahar nu vrea. Vrea la cornet. Am ajuns în parc și până știi ne-ai lizuca înghețata. Mai? Da. E vreme bună de înghețată, nu mă așteptam. Mor de cald în treningul ăsta, dar vă ziceam. Sunt răcit și prefer să... veni și un gând de... Un gând de cel era. A venit la înghețata ta, dar a plecat. Da, ce bine. Bate vânt, ce bine. Stai să o dau jos. Tu vântul să vină la mine. Ia uite cine nu mai vrea să plece din parc. Dar... S-a sucit vremea și să nu ne prindă ploaia. Ați râs voi de training-ul meu că m-am îmbrăcat gros. Continuare. Da, vine Vuju. Hai repede, nu sta pe loc. Oh my god, nu vreți să știți ce... Mamă, nu am mai văzut așa ceva în viața mea. Mamă, direct tornadă ca în filme. Bă, în viața mea n-am văzut așa ceva să vină deodată așa vânt. Hai să mergem acasă, puiule, vezi? Băi, ești prost. A rămas și eu că s-a panicat, toată lumea a luat-o la fugă. Bă, dar... Nici o atenționare, nici nimic în aplicațiile alea n-arată cod de nicio culoare. Nu ploaie, nu vânt. Doamne, feriște! Bă, nu cred că se observă pe cameră, dar... Niciodată... Eu m-am pus așa un pic de panică. Abia mergem pe stradă și de-abia stau cu ochii deschiși. Uite cât praf e în spate, deci nu-i ceasa, e praf. I-am întors și Elizei scaunelul invers la tricicletă pentru că bate vântul din față.
Să nu intre tot praful în ochi, că drăguța nu mai vede nici ea nimic. Dar uite cum s-a făcut peste tot, nu cred. Dar unde vine vântul? De peste tot vine vântul, tati, hai repede acasă. Deci ăsta e locul de joacă la care mergem de obicei. Și bine că n-am fost astăzi. Dita-i copacul căzut direct peste locul de joacă. Nu pot să cred. Deci aici veneam la joacă. Nu cred așa ceva. Mamă, deci s-a făcut pielea de găină. Bine că n-am venit azi aici. Fuck. Hai că la noi pe stradă arată decent. Sunt niște crengi mai măricele așa din loc în loc căzute, dar n-a căzut niciun copac. A căzut acum vreo 2 luni aici unul. Am ajuns acasă în siguranță. Tot rău spre bine. Cu ocazia asta poate ne renovează locul ăsta de joacă la care mergem în fiecare zi. Și mulțumim destinului și cui mulțumim lui Dumnezeu tuturor că n-am fost azi acolo. Și sperăm să-l repare repede dacă tot s-a distrus acum de la vântul ăsta și de la copacola. Să avem și noi un loc de joacă nou, dar nu peste 30 de ani. Cu toate astea, azi e duminică, mergem să luăm pe Evuța de la bunici, să și mâncăm. Și să sperăm că se oprește vijelia asta, că e... Nu știu unde o să parchez mașina acolo la părinții elei. Aștepți un pic, vin repede, da? Hai că am zis că dacă tot mergem spre părinții elei, trebuie neapărat să văd cum arată marea și plaja pe vremea asta, că sigur e spectacol. Ia vezi ce valuri sunt. Mă așteptam să fie mai mult praf și mai mult nisip. Nici valurile nu sunt chiar atât de mari. Dar arată frumos. Hai să plecăm, că am lăsat mașina aici sub un copac. Mi-e frică rău de copaci. Gata, s-au recuperat toți copiii de la bunici. Hai și tu, Suseva. A venit toamna toamnelor. Hai acasă. Intră, închide ochișorii. Să-i surprindem și Evei reacția. La oglindă. Ușor pe scări. Ușor, ușor. Să nu tragi cu ochiul, da? Închide ochișorii strâns. Nu te uita, nu te uita. Urcă, urcă, mai urcă puțin. Întoarce-te cu fața spre mine și poți să-i deschizi. Wow! Îți place? Da. E drăguță, nu? Da. Vrei să vezi și tu? Uite-te și tu, poftim. Wow, 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 wow. Era să dărâm și ghiveciu. Ești ok? Uite, oglinda eu arătam pe care ai văzut-o. V-am zis eu? Aveți fete în casă? Puneți-le oglinzi și o să fie happy. Da, fetelor, gata joaca. Hai că mâine avem zi de școală. Trebuie spălat, îmbrăcat, parfumat, aranjat. Și la nani. Atât pe ziua de astăzi. Am trecut prin multe. Cu vântul, cu copacii, cu toate alea. Dar s-a terminat cu bine, suntem bine cu toții. Și asta e cel mai important. Ne vedem mâine și jos în comentarii. Vă pupă povii. Ciao!